Oficialii mehedințeni au intensificat acțiunile de control pentru verificarea modului de respectare a măsurilor impuse în contextul actual. De asemenea, pentru a veni în sprijinul cetățenilor și a-i responsabiliza, polițiștii au împărțit în acest weekend măști de protecție sanitară, în special persoanelor cu posibilități financiare reduse. Oficialii mehedințeni continuă verificările cu privire la respectarea măsurilor impuse în această perioadă. Acțiunea s-a desfășurat în târgul săptămânal din comuna Cujmir, fiind vizate zonele cu aflux mare de persoane de pe raza județului Mehedinți. Obiectivul principal a constatat atât în verificarea respectării prevederilor legale, cât și de informare a cetățenilor cu privire la conștientizarea adoptării unor măsuri de împiedicare a răspândirii COVID-19. Continuăm acțiunile de prevenire și informare pe care le desfășurăm în sistem integrat în toată zona de responsabilitate. Am fost prezenți astăzi alături de colegii polițiști în târgul săptămânal din localitatea Cujmir, unde le-am distribuit celor prezenți măști igienico-sanitare. Acțiunile noastre au caracter preventiv și se desfășoară în scopul responsabilizării sociale și conștientizării riscului îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. Acțiunile au în primul rând un rol de responsabilizare și conștientizare a cetățenilor cu privire la pericolele asociate nerespectării măsurilor de siguranță. Astăzi, polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție, împreună cu Inspectoratul Județean de Jandarmi, au desfășurat o acțiune în sistem integrat în cadrul târgului săptămânal de la Cujmir. Scopul acestei acțiuni a fost de informare a populației cu privire la importanța respectării măsurilor de protecție sanitară, obligativitatea purtării măștii de protecție, respectarea distanței fizice și sociale și respectarea prevederilor legale. Cu această ocazie au fost distribuite populației măști de protecție și au fost diseminate informații cu caracter public pentru protejarea împotriva coronavirusului. Totodată, în cadrul acestei acțiuni au fost distribuite 200 de măști de protecție.